Sigur, nu mai poate să vorbească astăzi ca pe vremea când era, de exemplu, tânărul primar al capitalei. Adică, Traian Băsescu nu mai este un Crin Halaicu sau un Viorel Lis, hăhăind de dimineața până seara sau behăind, după cum poftiți, în fața unui sfârșit de mandat. Băi, v-am tras-o, acum am plecat la mine la cârciumă, mandatele le-am pus în cui, vă descurcați. Nu. Nu mai este în această situație, pentru că țărișoara a luat-o după 25 de ani pe drumuri pe care nu le bănuia nici măcar Traian Băsescu, atunci când îi spunea Adelului, țineți minte, băi ce ghinion pe poporul ăsta, băi Adelule, să voteze între doi foști comuniști. Nu bănuia Traian Băsescu atunci cam unde se vor încheia, în ce eră europeană se vor încheia mandatele sale. Nu bănuia și acum sigur că există o prudență. Declarațiile lui sunt declarațiile unui om care vine la vorbitor. Ce putea să-i spună, de exemplu, mult comentata și trâmbițata intervenție la TVR? E nevoie de foarte mulți proști să scoată o piatră dintr-o fântână sau să tragă de ridichea uriașă? Ce era așa de greu de clarificat? Omul a apărut, nu putea să spună lucrurile clare până la capăt, nici în favoarea Elenei Udrea, nici în defavoarea justiției, pentru că le-a protejat și pe una și pe alta, da? Și a încercat să transmită un mesaj, aș spune așa, ca de la părinte la protector. Adică, vezi că sunt aici, îți fac cu mâna, nici nu mă pot delimita de tine, pentru că, într-adevăr, ar fi odios, mai ales că nimeni nu s-a pronunțat în aceste dosare și știți cum e. Până când, deși tu ai toate bănuielile din lume, până când sentința nu-i definitivă, măcar în public, poți să vii și să mai faci pe circumspectul. Nu cred că mai există circumspecție în cazul ăsta, dar ai dreptul să o spui, pentru că nu te poate nimeni condamna. Dom'le, nu s-a aruncat Traian Băsescu să-i tragă și el un șut în fund. Păi nu putea. Da? Pe de altă parte, nici nu putea să spună, dom'le, sunt absolut convins că este nevinovată. A spus, e un om bun, pe mine nu m-a mințit, nu m-a trădat, n-a vorbit despre bani. Ama, sigur că suntem foarte prost plasați în fața telespectatorilor să-i dăm lecții despre viață și despre femeii lui Traian Băsescu. Evident că nu putem să o facem. Sau chiar dacă am putea-o, riscăm să cădem în desuetudine. Nu e cazul. Da? Evident că Traian Băsescu știe, e uns cu toate alifiile în domeniile astea, dar iată că această experiență, una în plus, atrage atenția comandantului, capitanului, în cazul de față, cum vreți să-i spuneți, că totuși pe femeie nu reușești să o cunoști până la capăt niciodată. Că oricât ai crede tu că intri, te afunzi, da, străbați liane, desfaci păduri, da, străpungi în orizont, totuși mai rămâne întotdeauna o bucățică de secret care face viața asta un căcat, vorba lor, din cel mai iubit dintre pământeni, da? E și viața asta un mare căcat. Pentru că dacă n-ar fi așa, lucrurile ar fi mult mai simple. Nimeni, și iată să ne fie învățătură de minte tuturor, nu va putea să spună despre o femeie, nici la capătul mandatelor, nici la capătul zilelor, băi, pe asta am cunoscut-o din plin. Iată că aceste lucruri nu sunt posibile. Fie că femeia la un moment dat îți trântește ca Veronica Micle sau ca doamna T., sau mai știu eu, ca altă desfrânată de prin literatură, dar nici nu mai mi-amintesc de tine, dragule, cine ești. Îți vine cu o fază de genul ăsta la 5 ani, când te întâlnești cu ea pe stradă, ea la braț cu un colonel, cu un general, în general cu un mustaț așa. Totdeauna când imaginez bărbatul ăsta fatal în brațele alteia, nu știu de ce mă duc cu gândul la capitanul ăla al meu, capitanul David. Vremea când am făcut armata, bărbatul ăla absolut, înalt cât un plop, un pic de mustață, drept, picioarele perfecte, pantalonii la muchie, da, pantofii făcuți impecabil, grade pe umăr, știi? Și ducând o pulpiță de asta, o topoliceanu așa de braț, știi? Femeie drăguță, dar pe care noi, cei care nu o să o avem niciodată, ne gândim, bă, dar oare știe ăsta să intre în toate detaliile? Nu știe, dar nici n-are nevoie. În orice caz, de la braț nu i-o mai scoți tu. E, și întâlnindu-te cu coana la brațele unui vlăjgan ăsta de nu te poți uita la el, te uiți ca lui de Funes la zgârie norii din New York.